Urare de Crăciun din ținutul inimilor pentru a fi fericit în locul în care ai ales să fii. Urarea în varianta masculină este simplă. Gândiți-vă la prima dumneavoastră îndrăgostreală. Când ați fost îndrăgostiți. Deci, prima oară când ați fost îndrăgostiți, păi, când ați văzut îndrăgosteală. Deci, prima oară, sau, hai să zicem, nu neapărat prima oară, că poate a doua oară sau a treia oară, cine știe. Când ați fost îndrăgostiți, gândiți-vă că acum citiți un mesaj din acela frumos care vi l-a scris iubita, care v-a răspuns ceva frumos, sau poate când v-a spus la telefon ceva frumos, sau chiar în direct ceva frumos, adică la prima ta întâlnire cu ea, când ai sărutat-o prima oară, când ai îmbrățișat-o prima oară, când poate la un moment dat ați petrecut și seara împreună. Deci sentimentul acela să vă învăluie efectiv. Sau, acum, normal, sunteți în familie. Gândiți-vă toate momentele frumoase petrecute cu mama. Mama. Ce cuvânt frumos. Mama. O, mama. Mama. Mama, tatăl. Vă dați seama cât de mult v-au iubit, mai ales în momentul în care v-au conceput, în primul rând. Deci a fost o dragoste extraordinară. Deci în varianta masculină, încă o dată, gândiți-vă la cel mai frumos sentiment când partenera de viață v-a făcut o bucurie mare. Asta e urarea mea. În seara aceasta și în zilele care urmează ale Crăciunului, să aveți fericirea aceea fantastică când efectiv vroiați să vă îmbrățișați perechea. Asta e valabil la orice sărbătoare, inclusiv la Paște, la onomastică, la aniversare. Deci așa să vă simțiți. Să vă simțiți extraordinar de bine. Chiar aș putea zice, hai zicem cu asta, cu îndrăgostitul, poate mulți au uitat. Poate gândiți-vă la cea mai bună masă, cea mai bună mâncare care ați mâncat-o vreodată. Cea mai bună mâncare. Cea mai bună frunză pentru un vegan. Cea mai bună fructă. Cea mai bună friptură. Cea mai bună sarma cu smântână, cu ardei iute. La sentimentul acela, nu vă gândiți când ați terminat masa că poate vi s-a făcut rău. Nu, până în timp ce mâncați, cât de bine v-a făcut. Bun, asta e prima mea urare, mai am a doua urare. Dar vreau acum, prima urare o spune și Andreea în varianta feminină. Că nu am sperat, de fapt, nu am visat niciodată la o fericire atât de mare. Adică să le spui, să le spui lor ceea ce vrei să le spui, nu? Nu, e important să fiți fericiți. Sau măcar să încercați să fiți fericiți. Și să nu mai stați în relații toxice. Asta o spun eu ca femeie. Iar dacă vă gândiți că nu pot, nu puteți, sau vă puneți întrebarea că nu pot,
de ce eu sau nu am curajul, nu mă descurc, nu am să pot să fac față, ba da, puteți. Mai ales că eu acum, de când am întâlnit fericirea, tind să cred că oamenii își doresc din tot sufletul să fie fericiți. Iar eu îți mulțumesc. Bun. Urarea mea, a doua, este pentru cei care nu au fost îndrăgostiți. Că am vorbit de cei care au fost îndrăgostiți, să se simtă ca atunci când au fost cel mai îndrăgostiți posibil. Când era dragostea aia de ieșea flăcări. Și bineînțeles, uite, mă mai gândesc la urare acum, când ați fost cei mai sănătoși posibil. Erați tare ca oțelul. Iute ca, cum se spune? Tare ca fierul, iute ca oțelul, exact. A uitat. Trebuie să când erați puși ca și cureaua lată. Bun. Acum, urarea este pentru cei care n-au întâlnit dragostea. Adică pentru, hai să zicem, copii mici. Iar voi, copiii dragi, astăzi să vă gândiți exact cum v-ați simțit când ați primit cea mai frumoasă jucărie, cea mai frumoasă jucărie. Deci cea mai frumoasă jucărie, sau poate că nu toți ați primit jucărie, poate ați primit o bomboană, bomboana aia minunată. Gândiți-vă cât de minunată era bomboana aia. Sau când v-a iubit cel mai mult mama voastră. Mama. Când v-a iubit mama cel mai mult. Așa vreau să vă simțiți de Crăciun. Cei mai fericiți când poate v-ați jucat cel mai frumos joc. Poate ați auzit cel mai frumos cântec pentru cine-i meloman. Sau ați citit cea mai frumoasă scriere. O carte, un pasaj într-o revistă. Ia mai completează-mă tu, Andreea. Ia, completează-mă tu, varianta feminină acum. Eu ascultam colindele. Le ador. Mai ales colindele minunate ale interpretului Ștefan Pușcă. Le ador. Deci ce urare faci tu pentru cei care n-au fost niciodată îndrăgostiți? Că prima oară am fost pentru cei îndrăgostiți. Ce urare faci pentru copii, pentru celelalte persoane care n-au fost îndrăgostite? Sfatul suntem buni toți. Important e să simtă acel clic. Iar când îl simt, să nu se gândească la partea materială, la faptul că nu are timp, că stă prea mult la serviciu, sau lasă că am timp, o să am timp. Cum se spune, trenul vieții este odată. Important e să te bucuri. Fiecare moment și într-adevăr să faci în așa fel că să trăiești la intensitate maximă iubirea. Acum o să intre Andreea, o să fie primadona primadonelor, că vreau să prezinte bradul inimioarelor. Deci, Andreea,
ia povestește-mi ce înseamnă brăduțul ăsta al inimioarelor. Ia să vedem noi aici. Ce se întâmplă? A, în primul rând, acum trebuie să spun eu, ia să vedem și pe Andreea cum reacționează, îi mulțumim finului Bogdan Sava, bineînțeles, și distinsei Carla și mult prea iubitei Andreea. Mulțumim pentru bradul cadou. De fapt am primit doi brazi. Unul l-am făcut mamei mele, da. Și unul este al nostru. Ia spune-mi bradul ăsta al inimilor. Ce, cum adică? Da, ia zdem. Mi-am dorit din tot sufletul anul acesta să facem un brăduț mai din inimioare. Un brăduț din inimioare? Da. Ia zdem noi câte inimioare sunt. Ia zdem noi. Deci, odată este o inimioară. Din păcate n-am găsit cum se scrie, adică să scrie în românește, scrie în engleză. Și aici ce? Un moș Crăciun? Da. Deci inimioare, foarte multe inimioare. Noi am pus vâscul în... Noi am pus vâscul în brad. În brad. Cred și aici eu văd, ia să de noi aici. Da, ce-s niște clopoțele? Ia. Da, se aud? Clopoțele. Ușor, te rog frumos. Să nu strici. Se aud clopoțelele. Deci un clopoțel, ce scrie aici? Te iubesc. Păi, adică e pentru mine? Da. Și aici ies din... Ce scrie la următorul clopoțel? Spune normal, Crăciun fericit. Deci un clopoțel cu Crăciun fericit. Ia zdrângă-ne, vedem dacă se aude. Oh, dar toate zdrângă-ne. Nu trebuie să mai zdrângă-nim, că te ranșăm pe un joc. Mă, așa mă plâng. Eu așa vreau. Nu. Lasă, merge. Da. Și mai avem aici unul. Da. Ce scrie aici? Acasă de Crăciun. Suntem acasă. Toată lumea pleacă de Crăciun. Acasă de Crăciun. Acasă de Crăciun. Așa îmi place. Acasă. Ia să mergem în inimile astea. A doua zi să fie de vacanțe. A treia zi, dacă... Ia să de noi. Să fie acasă. Eu zic că e foarte bine și este extraordinar în vacanță. Este extraordinar în vacanță. Este minunat în vacanță. Ia, ce mai e aici? Un omuleț într-o... Bun. Da. Și aici este tricolorul. Da. Roșu, galben și albastru. Asta e important. Vreau să ne mai spui ceva din inimioara ta. Din inimioara ta. Deci, de ce mai... Ia, uitați aici ce frumos a făcut Andreea. Și da. Mai are ceva frumos aici. E foarte romantică, Andreea. Este extraordinar de romantică. Da. Ia uite ce are aici. Iar acestea are sunt... lectură. Acestea sunt cărticelele. Ia mai spune-ne ceva, te rog frumos. Vreau ceva. Este foarte extraordinar de romantică, Andreea. Și vreau să spui ceva pentru cine vrei tu. Pentru? Pentru cine, o urare pentru cine vrei tu. Din brăduțul inimilor. Din brăduțul inimilor? Da. O urare pentru copilașii noștri. Oh, ce frumos. Foarte să frumos. Să fie sănătoși, fericiți, înțeleți, chipzuiți în primul rând și să se bucure de viață. Cu toate. Așa bune și rele cât câte sunt, cum sunt, dar să încerce să fie fericiți. Asta cum te zice mai mult. Eu zic nu să încerce să ia decizia. Oh, da. Fericirea este o decizie. Fericirea este o decizie. Atunci, Crăciun fericit! Crăciun fericit! Tuturor, vă iubim. Fericirea este în voi. Fericirea e în voi, în voi, în voi. Cine are pisică, să-și pupe pisica. Cine are câine, să-și pupe... Ce să-și pupe pâine? Cățelul, normal. Cine are iubit, să-și pupe iubitul. Cine are soț, să-și pupe soțul. Cine are copii, să-i îmbrățișeze și să-i pupe de 10.000 de ori mai mult. De 10.000 de ori? Da. Crăciun fericit tuturor. Crăciun fericit! Crăciun fericit!
Și vă dorim toate cele bune pe planul fizic, pe planul mental, pe planul spiritual și pe planul profesional și familiar. Da. Crăciun fericit!